Revărsarea Duhului. În Faptele Apostolilor, capitolul 1 cu versetul 8, găsim scris: Dar voi veți primi putere când va veni peste voi Duhul Sfânt și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia și în Samaria și până la cea mai îndepărtată parte a pământului. Biserica creștină și-a început existența rugându-se pentru Duhul Sfânt. Era la începutul ei când Hristos nu mai era prezent în persoană. Chiar înainte să se înalțe, Hristos și-a însărcinat ucenicii să predice Evanghelia Lumii. Ascultând de cuvântul stăpânului lor, ucenicii s-au întors în Ierusalim și în timp ce 10 zile s-au rugat pentru împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu, aceste 10 zile au fost zile de cercetare adâncă a inimii. Ucenicii au îndepărtat orice diferență ce existase între ei și s-au strâns împreună în părtășie creștină. La sfârșitul celor 10 zile, Domnul și-a împlinit făgăduința prin minunata revărsare a Duhului Sfânt. Atunci, când aceștia au fost toți într-un acord, într-un singur loc, în rugăciune și cerere, binecuvântarea promisă a venit. Care a fost rezultatul revărsării Duhului în ziua cincizecimii? Vestea bună a unui mântuitor înviat a fost dusă până la marginile cele mai îndepărtate ale lumii locuite. Inimile ucenicilor au fost supraalimentate cu o bună voință atât de deplină, de profundă și de vastă, încât i-a împins să meargă până la marginile pământului. Prin harul lui Hristos, apostolii au fost făcuți ceea ce au devenit. Devotamentul sincer și rugăciunea umilă și stăruitoare i-au adus într-o comuniune strânsă cu El. Ei s-au reunit împreună cu El în locurile cerești și au dat seama cât de mare era datoria lor față de El. Prin seriozitate și rugăciune perseverentă au obținut înzestrarea Duhului Sfânt și apoi au plecat, fiind însărcinați cu povara mântuirii sufletelor, plin de zel și să răspândească biruințele crucii. Să fim noi oare mai puțin zeloși decât au fost apostolii? Să nu cerem prin credință vie promisiunile care i-au mișcat până în adâncul ființei lor, chemându-L pe Domnul Iisus pentru împlinirea cuvântului Său? Cereți și vi se va da? Ioan 16:24. Nu va veni Duhul lui Dumnezeu astăzi ca răspuns la rugăciunea zeloasă și stăruitoare ca să umple oamenii cu putere? O, Părinte Ceresc, iartă-mi necredința. Îți mulțumesc că Tu îmi dai această făgăduință, că vei trimite Duhul Tău cel Sfânt dacă eu îl cer și sunt pregătit pentru a-L primi. Îți mulțumesc că astăzi faci o lucrare minunată în viața mea. Îți mulțumesc pentru biruința pe care mi-o vei da. Fii slăvit și lăudat. Amin.